Gata, mă, flăcăi. Hai că îi dăm drumul. Zilele trecute mi-am dat seama ce este important în viață, dar cu un cost destul de mare, și anume timpul. Cum am făcut asta și ce s-a întâmplat, urmează să vă povestesc imediat. Salut! Numele meu este Lucian și susțin stimularea neuronilor. Am vorbit într-unul din videoclipurile trecute că voi face un videoclip despre conspirații cu informații luate din această carte, să vă arăt. De aici. Weekendul trecut am prins o zi cu soare și m-am dus să filmez. Pe scurt cum s-a întâmplat, după jumătate de oră de mers cu motocicleta, am găsit un loc ok în care să filmez și m-am apucat să pun motocicleta, camera, să văd așa un unghi. Care ar fi mai bun, mai potrivit? Era soare. Să țineți minte că era soare. După ce m-am fustecit o grămadă, am mutat motocicleta mai în față, mai în spate. Ba, eram într-o curbă și nu era în regulă. Ba, erau prea multe frunze pe jos și mi-era să se ducă ea așa de nebună sau să cadă pe cealaltă parte. Eh, cât a durat toată operațiunea asta? 2 ore și jumătate, în care doar m-am poziționat. Băi, și până să apuc eu să filmez, trece soarele. Vă las aici niște imagini din videoclipul precedent. Am terminat de filmat și am plecat mulțumit acasă că m-am mai rezolvat încă un videoclip pe care îl voi posta. Am doar să editez videoclipul. N-am avut timp în acea zi să mă uit să văd cum a ieșit videoclipul, doar că zilele trecute, ce să vezi, o surpriză. Mă apuc să editez videoclipul, îmi pun toate materialele într-un loc și îi dau bătaie. Până observ o problemă. Sunetul. Analizați un pic din acea de taină. Vedeți că cele lui Isus culori se întrerupea ocazional timp de o secundă. Destul de frecvent și nu se mai înțelegea nimic din ce aveam de spus. E un mestră. Așa că ce să faci? Păi, băi, Luci, ce poți să faci? Faci un discurs care să fie mai atrăgător și îl înregistrezi de acasă, nu? Bun, m-am apucat să structurez și aproape de final mă gândesc un pic. Mă, dar pe cine ajută informațiile astea până la urmă? Așa că am avut atunci o revelație. Bă, de ce să fac videoclipuri cu informații care nu sunt utile nimănui? De ce să susțin lucruri în care nu cred? Iar dacă n-aș fi avut probleme cu sunetul, mai mult ca sigur, vedeți videoclipul. O să vă las oricum câteva secvențe din videoclip cu sunet, să vedeți care e problema, că era o problemă acolo destul de mare. Bine ați venit la videoclip despre conspirații. Se spune că piramida fusese construită la cererea... Doar așa ca idee, vă spun câteva dintre conspirațiile despre care am vorbit acolo. De exemplu, se spune în carte că piramida de la Louvre are 666 de geamuri de sticlă. Caut eu un pic pe net și văd acolo 670 un pic. Nici de cum 666. Se mai vorbește despre Sfântul Graal. Sfântul Graal este sangreal, care înseamnă sânge regal. Iar acest sânge regal, există peste 80 de evanghelii care au fost scoase din Biblie. Noe, cel cu arca, suferea de albinism. Astea sunt doar o parte dintre conspirațiile citite în carte și aveam de gând să prezint mai multe, dar mi se pare așa, bă, te ajută pe tine cu ceva? Pe lângă videoclipurile în care vorbesc pur și simplu ce-mi vine în minte pe moment, fac videoclipuri educative din care aveți ce să învățați. Și odată cu voi învăț și eu, pentru că sunt o grămadă de informații pe care nu le cunosc. Așa că eu citind, învăț alături de voi. Și nu țin doar pentru mine informațiile bune. Acum vă întreb pe voi, care credeți că este cea mai importantă resursă pe care o aveți? Banii, timpul, o vilă, un ceas sau orice altceva. Ce părere aveți voi despre asta? Fiți pe fază că urmează cât de curând un videoclip în care vă arăt cum să ieșiți dintr-o problemă reală.